asistenții medicali sunt niște persoane care au, în primul rând, compasiunea în inima lor. Profesionalismul vine pe urmă. Noi de la colegiu venim, da, cu tot bagajul de cunoștințe teoretice, dar tot aici se cimentează. După terminarea colegiului de medicină, din 1980, la 1 aprilie am făcut 40 de ani, când sunt în acest spital. Când am venit în spitalul acesta, erau numai două blocuri. Blocul somatic și blocul A. Primul s-a mai construit acest bloc, 5 etaje, maternitate, și blocul pediatric. Noi, fiind în secție de terapie intensivă, se întâmplă că avem și pacienți gravi și anume atunci asistenta medicală, infirmiera, desigur că noi fără medic, noi nu putem să activăm medicul și are cuvântul lui principal, dar și asistenta medicală și infirmiera îndeplinesc un volum foarte mare de lucru și anume și de lucrul nostru depinde rezultatul final, depinde cum se va duce mămica noastră acasă să-și crească copilașul. Probabil că alegerea a fost făcută încă în copilărie fragedă. Eram copil când am primit cadou un țiep pentru micul doctor, să zicem așa. Apoi așa îmi puneam gentuța aceea și toți vecinii de pe mahală știau că vine doctorul. Îi întrebau cum se simt, dacă mă sără temperatura. Și uite așa cred că a fost și într-o măsură în care am fost influențată și de mămica mea. Ea tare a vrut să mă vadă în halat alb. Eu știam dinainte unde o să merg și ce o să fac. Prima mea experiență a fost la spitalul din Tiraspol. Eu eram anul 3 și mi-am luat gărzi. Cu părere rău în secție de oncologie, unde erau pacienți gravi. Și plângeam la fiecare serviciu. Fiecare parte îl plângeam. Vreau să vă spun că probabil că așa am de la Dumnezeu dat o fire miloasă. Și mă așteptau pacienții. În toată seara mă așteptau când vineam la serviciu. Și cu părere de rău, uneori mă întorceam și nu-mi găseam. Mă gândesc încât de pe drum, ori nu s-a întâmplat nimic, ori le-au ajuns medicamente, ori nu s-a stricat niciun aparat, ori toți sunt sănătoși, mai ales acum cu pandemia. Am devenit undeva poate mai calmă, în tinerețe eram mai iute, cu toate că și acum uneori mă stăruie să mă rețin. Mai calmă, mai încrezută în sine, mai împlinită mă simt din punct de vedere profesional. Simt că am avut o activitate frumoasă. Așa a fost viața, că eu sunt singură acasă. Am doi copii, băiatul e peste hotare, muncește, dar fetița e aici. Am doi nepoței, pe care cu părere de rău nu i-am văzut de 2 luni, fiindcă stau acasă, mi-e frică să mă duc la ei. Încă vă dați seama că noi aici suntem permanent în contact cu pacienții, pe drum suntem în contact cu oamenii și mi-e frică să mă duc să-i văd. Așa că eu mă duc acasă, eu practic viața mea este aici, este lucrul aici. Colegilor mele care activează, le doresc multă sănătate, le doresc curaj, putere, le doresc să le fie sănătoși copiii, să aibă acea satisfacție sufletească din activitatea lor zilnică. Dacă aici am fost în zona verde și am fost oricum fără echipamentul necesar, vă invit în secție, dar numai după ce ne echipăm corespunzător.